Bun găsit, dragi telespectatori, sunt preotul Cornel Cadar și mă bucur să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Tratăm despre porunci. Am ajuns la porunca 5-a, a doua tablă a legii, poruncile care sunt reglementează relațiile dintre oameni. Porunca a 5-a, să nu ucizi, discutăm astăzi despre această poruncă cu invitații pe care îi avem în studio, cărora le spun bun venit. Mai întâi vă spun dumneavoastră bun venit, Monseniore Farcaș Benone, rector al Institutului Teologic. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine ați venit și dumneavoastră, părinte Ștefan Lupu, decan al Facultății de Teologie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Bine v-am găsit! O să privim, ca de obicei, câteva scheme grafice ca să înțelegem unde ne situăm cu poruncile. Iată textele din Exod, din Cartea Deuteronomului și apoi formula catehetică, adică formula mai scurtă care ne ajută să reținem poruncile. Sunt toate cele 10 porunci. Să nu ucizi este a 5-a poruncă. Vă reamintesc că e o diferență între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă în general. Porunca a 5-a din Biserica Catolică este a 6-a pentru că e o altă numerotare. În a doua schemă grafică avem chiar porunca, pe scurt, să nu ucizi, prezentă în Cartea Exodului, capitolul 20, ca și în Cartea Deuteronomului și formula catehetică, fiind unul dintre cele mai scurte versete din Vechiul Testament. Mă întorc spre invitații din această emisiune. Trăim într-o lume a violenței. Este suficient să deschidem televizorul și să vedem că iarăși a mai intrat o mașină în oameni, iar au fost împușcați oameni nevinovați, iarăși a intrat cineva într-o școală și a împușcat pe cineva. Trăim într-o lume a violenței și din cauza filmelor pe care le vedem, în care există violență, sunt jocuri cu violență, e muzică care promovează violența. Și iată că într-un asemenea context e bine venită porunca aceasta, porunca a 5-a, să nu ucizi. Ce interzice această poruncă, Monseniore? Da, pe cât de scurtă este această poruncă, pe cât de puține sunt cuvintele care o exprimă, să nu ucizi, pe atât de intensă și pe atât de vastă este traducerea ei, dacă o putem numi așa, în viața de fiecare zi a creștinului. Această poruncă ocrotește un dar al lui Dumnezeu, un dar pe care Creatorul l-a făcut la începutul lumii, ocrotește viața și în mod deosebit ocrotește viața umană. O viață care, având în vedere Cel pe care a creat-o, este un lucru sacru. Viața este un lucru sfânt, de care nu putem dispune după bunul nostru plac, pentru că nu ne aparține. Viața este un dar al lui Dumnezeu și numai Cel care a dăruit-o poate să o și ia. De aceea, păcatele împotriva acestei porunci, în mod direct, sunt omuciderea voluntară, omuciderea directă și voluntară, avortul, sinuciderea, eutanasia, dacă este să vorbim în mod direct, deci de încălcările cele mai grave ale poruncii a 5-a. Urmează apoi celelalte dimensiuni ale păcatelor împotriva poruncii a 5-a, cum sunt mutilarea, tortura, terorismul, răul făcut propriei sănătăți prin folosirea narcoticelor, a drogurilor, fie ele legale sau ilegale. La aceasta se adaugă și o dimensiune spirituală, scandalul pe care cineva îl poate oferi oamenilor sau un rău fizic, psihic, aplicat unei alte persoane. O să le luăm pe toate, pe rând, dar mai întâi aș dori să vă întreb, toți iubim viața, de ce ar vrea cineva să ucidă?
Papa Ioan Paul al II-lea vorbea despre o cultură a vieții și o cultură a morții. De aceea a scris și o scrisoare enciclică Evangelium Vitae, Evanghelia Vieții. Noi suntem chemați la viață, la plinătatea vieții. Acesta este darul pe care Dumnezeu ne l-a făcut. Dar probabil că în inima omului tulburată de păcat intervine și această ispită de a nu fi cu Dumnezeu sau de a fi împotriva lui Dumnezeu și atunci se crede el, Dumnezeu, care poate să dispună de viața sa sau de viața altora. Ce mă gândesc că este un păcat de mândrie atunci când dorești să-ți iei propria viață sau viața altora. Dumneavoastră ați amintit, Monseniore, de păcatele împotriva poruncii a cincea. Să nu ucizi este o formă negativă a poruncii, dar dacă ar fi să descoperim sensurile pozitive ale acestei porunci, care ar fi acelea? Ocrotește viața, păstrează viața, favorizează apariția vieții, ai grijă de această viață de la bun început până la sfârșitul ei natural. Și de ce să avem noi grijă de viață? Pentru că este o poruncă, un dar divin. Nu este viața nu este ceva pe care noi am câștigat-o, am creat-o, în ghilimele, sau am produs-o prin forța noastră proprie. Ea este un lucru care aparține lui Dumnezeu și ne este încredințată nouă pentru a avea grijă de el. Este un dar. Venim acum și luăm așa cele mai mari păcate împotriva acestei porunci. Mai întâi, omuciderea sau uciderea voluntară. Citeam că în Statele Unite sunt 3 crime pe oră, iar la noi în România, statisticile spun că în fiecare an sunt între 300 și 400 de crime. Insist, de ce omul își ucide semenul? Spus și înainte, probabil că se crede mai puternic decât celălalt și că are la dispoziție viața celuilalt. Dar dacă e să privim din perspectiva credinței, viața este darul lui Dumnezeu și nu este la disponibilitatea sau la dispoziția omului. Motivul pentru care unul se ridică împotriva celuilalt, atunci când este vorba de o ucidere voluntară, pentru că putem să găsim diferite motive pe care le invocă în general un criminal. Că a fost nervos, că a voit să fure, că a voit să-și însușească bunurile celuilalt. Dar putem să găsim și o motivație de legitimă apărare. Când cineva vrea să-și apere propria viață atunci când este atacat și ca să-și salveze viața, trebuie să recurgă la legitimă apărare și chiar să suprime viața celuilalt. La fel cum poate să facă și un stat atunci când este atacat și în caz de legitimă apărare să răspundă tot cu război în cazul în care este atacat. Deci motivațiile poate să fie diferite. Dar în definitiv, ceea ce noi trebuie să vedem, în primul rând că viața este un dar care trebuie păstrat, cultivat și transmis mai departe. Deci în caz de legitimă apărare, unul poate să-l ucidă pe altul? Și în caz de război? Crima nu este niciodată justificată. Ceea ce este justificat și avem datoria de a face este de a ne apăra pe noi și pe cei care sunt încredințați grijii noastre. Această formă de legitimă apărare nu trebuie niciodată să fie disproporționată cu pericolul care ne amenință. Nu se poate răspunde în cadrul legitimei apărări cu o crimă, cu luarea unei vieți atunci când acest lucru nu este absolut necesar. De aceea este justificată apărarea și dacă în cursul acestei apărări, din nefericire, se pierde o viață, atunci cineva nu poate fi acuzat de o astfel de crimă. Dar în cazul războiului? Războiul este o dimensiune negativă, tragică a istoriei omenirii. El este justificat în măsura în care pericolul pe care îl prezintă pentru o națiune, pentru patrie, este mare, atunci când este inevitabil, atunci când au fost a fost epuizată orice soluție pașnică de a reglementa un conflict. În timpul războiului, dacă acesta îi izbucnește, trebuiesc respectate în continuare
acele drepturi ale omului în relația cu, în ceea ce privește populația civilă, în ceea ce privește răniții, în ceea ce privește prizonierii. Din păcate, multe din aceste dimensiuni nu sunt respectate. Vedem că în timpul istoriei nu au fost întotdeauna respectate. De aceea, pacea, ca o consecință a iubirii divine, ca o participare la pacea lui Hristos, trebuie promovată și ocrotită cu orice preț. Porunca a cincea, colegii mei vor derula și câteva imagini pe care telespectatorii le vor putea vedea, ilustrând ceea ce dumneavoastră deja explicați aici. Dar în cazul pedepsei cu moartea, sunt state care au încă în legislația lor pedepsa cu moartea. Cum trebuie să gândim? Cât privește pedepsa cu moartea, sigur că există astăzi un curent de abolire acestei pedepse cu moartea. Se mai menține în câteva state, dar ea a fost introdusă pentru acele situații când populația sau un grup trebuia apărat în fața unui agresor și nu era altă posibilitate de a elimina această agresiune decât suprimându-i viața. Însă astăzi aceste condiții, care poate înainte o făceau acceptabile, nu există sau au dispărut. De aceea statul are la dispoziție și alte modalități de a opri agresiunea unui criminal sau unei persoane care poate să facă rău, să ia viața altor persoane. Există închisori de maximă siguranță în care pot fi reținute aceste persoane. Și în felul acesta populația este salvată, dar îi se oferă și persoane respective posibilitatea de schimbare a vieții. Așadar, omuciderea, avortul, intră sub incidența acestei porunci? De ce? Sigur că da. Avortul este una din cele mai abominabile crime pe care persoana umană poate să o săvârșească. Pentru că în credința noastră, în concepția noastră, omul este persoană umană din momentul conceperii. Din momentul conceperii, acea ființă care ia naștere în sânul matern este deja o ființă umană. A întrerupe viața acestei ființe prin avort este o crimă, care este cu atât mai gravă pentru faptul că acea persoană nu se poate apăra, este incapabilă să se apere pe sine. De aceea Biserica consideră un păcat grav, foarte grav, această acțiune a avortului. Din acest motiv, Biserica pedepsește pe cel care săvârșește avortul, pe cea care săvârșește avortul, ca și pe toți cei care colaborează, cu pedeapsa excomunicării. În momentul în care a fost săvârșit un avort, sunt excomunicați toți cei care au participat la săvârșirea acestui păcat. Deci, la baza gravității acestui păcat stă acest principiu creștin, că viața apare, este prezentă din momentul conceperii. Iar din momentul conceperii există acolo o ființă umană, iar noi nu putem să punem capăt acestei vieți. Știți, statisticile spun că în România în ultimii 50 de ani au fost 23 de milioane de avorturi. Încă o dată țara noastră. Deci purtăm pe umerii noștri fiecare câte un mort. Iar prima lege care s-a dat imediat după Revoluție a fost dreptul la avort. Până la a treia sau a patra săptămână și astăzi este legal. Cum să privim? Pe de-o parte e legea statului care spune e legal și biserica. Aici avem un conflict între ceea ce este legea divină pozitivă și legea civilă. Niciodată legea civilă nu trebuie să contravină legii naturale. Ori în acest caz noi avem legea naturală care tutelează viața, care o protejează din momentul conceperii ei până în ultima clipă. Ori statul trece peste această lege divină și introduce în mod democratic, așa spus, această lege a libertății de a decide asupra vieții cuiva, respectiv mama sau tata care poate să decide asupra existenței fătului lor. Da? Și de ce avem acest conflict?
În realitate, noi trebuie să ne supunem legii lui Dumnezeu și nu legii civile, chiar dacă aceasta este permisivă. Însă aici avem o cultură, cum spuneam mai înainte, cu cultura morții, care s-a dezvoltat deja de mai mult timp și care vrea să, așa între ghilimele spus, să elibereze femeia de această povară a sarcinii. Dar este și un... Să clarificăm lucrurile. Când începe viața? În a treia săptămână, în a patra? Sau viața cum? Începe în momentul conceperii. Deci, cu alte cuvinte, e o crimă și acel avort pentru care... Pentru că viața este dăruită de Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu și este dăruită în momentul în care soțul și soția se unesc și concep copilul. Mașinare, sunt unele femei care spun, mi-a spus doctorul, copilul va ieși bolnav. Se va naște bolnav. Va trebui să stau lângă el o viață întreagă. În asemenea cazuri, o crimă rămâne o crimă și o viață este scumpă, este prețioasă, indiferent de felul în care ea se desfășoară. Are dreptul cineva să pună capăt vieții unui copil care, spre exemplu, se naște cu sindromul Down? Are cineva curajul să ucidă un copil care s-a născut cu această boală, din nefericire, sau cu o altă boală gravă? Așa cum nicio mamă nu va face acest lucru și va avea grijă de copilul bolnav, la fel, nimănui nu este permis să întrerupă o viață, indiferent cum arată ea. Fie că este înainte de naștere sau după naștere. Nu sunt două vieți diferite. Este aceeași viață care cunoaște două momente, în sânul matern și în viața de toate zilele. O viață este sacră, este sfântă și pentru niciun motiv ea nu poate fi întreruptă înainte de vreme. Așadar, omuciderea, avortul, sinuciderea. Statisticile spun că a fost o perioadă când erau 3.000 pe an, acum sunt în jurul la 4.000, sunt în creștere sinuciderile. Ce putem spune despre sinucidere? De ce o fac oamenii? De ce leg oamenii să-și ia viață? De multe ori sunt situațiile grele din viață în care unul poate să ajungă și care îl determină să-și pună capăt vieții. De cele mai multe ori, cred că sunt tulburări psihice care determină pe cineva să ajungă la această decizie. De aceea și responsabilitatea morală a celui care își pune capăt zilelor diferă în funcție de gradul de conștiință, de situația în care el se afla în momentul în care a luat această decizie. De aceea, situațiile prin care omul trece și mai ales astăzi, cu toate crizele economice, familiale, politice, sociale, vedem că ființa umană devine din ce în ce mai fragilă și îi se pare că aș pune capăt zilelor ar fi soluția cea mai ușoară și cea mai simplă. Însă nu este așa, omul trebuie să-și păstreze această demnitate și chiar dacă situația este grea, sunt crize, solidaritatea umană ar trebui să fie aceea care să primeze și să-l ajute să iasă din greutățile în care se află. Cum privește biserica sinuciderea? Era un timp și se mai păstrează încă la țară. Cei care se sinucid nu sunt înmormântați cu preot. Din ce cauză? Istoria sinuciderii nu cred că, sau mă rog, istoria atitudinii față de cei care își luau singuri viața, nu cred că este atât de importantă în momentul de față. Atitudinea bisericii față de cei care aleg această cale de a ieși din viață este în momentul de față una plină de dragoste și de înțelegere. Nu întotdeauna cei care aleg să facă acest pas au capacitatea de a discerne, așa cum menționa Părintele Ștefan, uneori această acțiune este datorată unei afecțiuni psihice. Și în acest caz, cu siguranță, persoana respectivă nu este vinovată sau nu este în întregime vinovată de un astfel de păcat. Sunt și alte circumstanțe care agravează sau atenuează responsabilitatea persoanei respective. De aceea, biserica înțelege să însoțească această persoană și mai ales familia ei, cei apropiați, cu toată dragostea și să nu refuze o oarecare formă de rugăciune, de însoțire a acestei persoane pe ultimul drum.
Cu ceva timp în urmă am fost în Bulgaria, într-o cetate care se cheamă Caliacra. Acolo era un monument dedicat unor tinere, 40 de tinere, care la un moment dat în istorie, în secolul al XV-lea, dacă nu mă înșel, și-au legat părul între ele, pentru că veneau turcii, și s-au aruncat în apă, în mare, pentru ca să nu fie siluite de turci. Nu este tot sinucidere? Dintr-un punct de vedere, sigur. Dar aici cred că a primat mai mult credința lor, castitatea lor, fecioria lor în fața situației în care se aflau. Știind că dacă vor veni și vor fi prinse, vor fi siluite sau vor fi chiar ucise pentru credința lor. Și atunci au făcut acest gest suprem. Noi avem și situația martirilor, care, din dragoste față de Hristos, preferă să renunțe la această viață, dar să rămână uniți cu Hristos și să nu renunțe la credință. Aici este un caz limită, spunem, cu aceste tinere, care tot într-un astfel de gest de credință, de urmare a lui Hristos, au renunțat la această viață pământească pentru a rămâne unite cu Hristos în viața cerească. Ajungem la eutanazie. Mai întâi aș dori să vă întreb ce înțelegem prin eutanazie. Eutanazia presupune întreruperea vieții dintr-un anumit motiv atunci când o anumită persoană este bătrână sau bolnavă sau suferă de o afecțiune incurabilă care îi produce o suferință atroce. A limita, a pune capăt vieții din aceste motive este un păcat, un păcat grav. Moartea, cum spuneam, trebuie să survină într-o manieră naturală. Nu putem pune capăt unei vieți dintr-un astfel de motiv. Dar știți că sunt țări care acceptă lucrul acesta. Olanda... Da. Există din nefericire și această realitate și apare că se multiplică, în sensul că din ce în ce mai multe țări acceptă eutanasia. O lege a unui stat obligă atât timp cât ea nu se împotrivește legii divine, legii dumnezeiești. La fel ca și legea avortului, ea nu este obligatorie. De aceea, în cele din urmă, responsabilitatea, puterea de decizie aparține persoanei care ia această decizie. De aceea, noi trebuie să ne împotrivim cu toate puterile și prin toate mijloacele legitime unor astfel de legi care se împotrivesc legii dumnezeiești. Dar sunt cazuri limită, oameni care au, știu, o boală incurabilă, care suferă enorm și care spun, domnule, de ce să mai chinui pe mine și să-i chinui și pe ceilalți? Mai bine îmi dă doctorul ceva și termin cu viața. E adevărat că există aceste situații foarte grele și numai cine stă lângă un astfel de bolnav înțelege ce înseamnă suferința, ce înseamnă durerea. Dar noi trebuie să pornim de la convingerea că viața este un dar și este demnitoasă din primul moment până în ultimul moment. Deci nu suntem noi cei care punem capăt vieții, ci Dumnezeu este cel care hotărăște când se va încheia viața. Datoria noastră este să stăm alături de persoana care suferă, să-i arătăm compasiunea noastră, să-i arătăm iubirea noastră și, sigur, dacă putem să ușurăm durerea și suferința sa, există anumite modalități, să spunem, de medicamente, de paliative, care poate să-i ușureze suferința, dar fără să-i pună capăt vieții. Există iertare pentru unul care a ucis, pentru o femeie care a săvârșit avort, pentru un bărbat care a îndemnat-o pe soție să săvârșească avort? Există iertare pentru asemenea păcate? Există iertare pentru orice fel de păcat. Iisus Hristos, prin moartea și învierea sa, ne-a dat această posibilitate de a ne elibera de păcatele pe care le săvârșim. Există iertare pentru crimă, pentru avort. Condiția este ca persoana care a săvârșit această greșeală să realizeze tragedia, drama acestor păcate și să se hotărească să nu le mai săvârșească și, bineînțeles, în măsura în care acest lucru mai este posibil, să repare răul făcut. Suntem la finalul acestei emisiuni. Aș dori să vă întreb ce este viața pentru dumneavoastră. Convingerea mea este că darul lui Dumnezeu.
viața este darul pe care Dumnezeu mi l-a făcut, este un capital important pe care mi l-a dat, pe care eu trebuie să-l cultiv, să-l dezvolt și astfel să ajung să-mi împlinesc misiunea pe care El mi-a dat-o. De ce merită să fie trăită viața asta? Este un dar extraordinar pe care l-am primit de la Dumnezeu și pe care îl apreciez din ce în ce mai mult cu fiecare clipă care trece. Pentru că văzând în jurul meu atâta suferință și, așa cum spuneați, atâta moarte, realizez din ce în ce mai mult cât de prețioasă este viața și cât de scumpă este ea și ea merită să fie trăită. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Prezența dumneavoastră mă onorează. Vă aștept și la emisiunile următoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, au fost cu noi în această emisiune Monsignor Benone Farcaș și Părintele Ștefan Lupu. Am discutat despre porunca cincea, păcatele mari, însă să ne amintim că la un moment dat Iisus spune în predica de pe munte că nu se ucide doar cu fapta, că putem ucide și cu vorba, putem ucide și prin indiferența noastră. Ați auzit că s-a spus celor de mult să nu ucizi. Eu însă vă spun că cine se mânie pe fratele său cade sub judecată. Fiind la finalul acestei emisiuni, poate că îndemnul cel mai frumos este să avem grijă de cei din jurul nostru, că de cele mai multe ori cădem în acest păcat de a-i ucide pe ceilalți cu cuvântul. Vă doresc numai bine, la revedere, ne vedem peste două săptămâni.